Normal că ne-a dus la o revoltă și la titlul ăla că uite ce ne dau nenorociții ăștia să mâncăm. Pentru că se tot vorbește că următoarea pandemie nu va fi una legată neapărat de un virus, ci va fi pandemia bacteriilor rezistente la antibiotice. De mai bine de 10-13 ani nu s-au mai realizat antibiotice foarte puternice, deci care să poată face față unei infecții generalizate în comunități prin aceste bacterii de multe ori unele letale. Deci se vorbește de această pandemie în care infecția să fie de tip bacteriologic și care abia aceea va face să existe sute și sute de milioane de morți pentru că nu există antibiotic la care bacteriile să fie, să ucidă bacteriile și rata de mutație a bacteriilor față de antibioticile existente se dezvoltă mult mai rapid în comunități infectate decât s-ar dezvolta virusul în sine. Adică am văzut în pandemie că o nouă variantă de virus îi trebuia între 6-8 luni până la un an ca să devină dominantă și să aibă o mutație.